Salutare, om, băi, și bine v-am găsit la un nou video, boys. Astăzi o să filmăm cu Zeri. S-au făcut câteva schimbări super interesante pentru că în sfârșit văzusem oricum recent un documentar. Documentare de LOL, gen. Documentar? Da, mă, face Adrian Riven, gen, sau nu mai știu care. Nu Adrian Riven, încă un jucător care a fost jucător de Riven. Exile. Așa. Face un documentar despre LOL, înțelegi? Și am văzut la el un documentar despre Zeri și despre faptul că campionul ăsta, cum s-a băgat, a avut un kit atât de puternic încât efectiv Riot l-a scos forțat din meta, pentru că era mult prea broken. Efectiv, era mult prea bun, nu aveai ce să-i faci. Gen, nu aveai ce să schimbi la ea, ce nerf o să dai la ea ca să fie gen, nu știu, playable și în același timp să fie balansat. Opa, te-ai dus, tată. Bun. Iar acum, hai să vorbim despre schimbări. Aici trebuie să mă ajute și Oroș pentru că le-am văzut de cât repede puțin le-a văzut și el. Ideea următoare. Știm sigur că bei statusul la tot și a primit buff. Absolut tot ce înseamnă de HP, attack speed, mana, tot. Tot ce primezi la level 1 by default de la campion e buffat. Absolut tot. Da, ai primit niște movement speed, armură, da. HP, bun. Toate cele de Q a primit un ăsta de execute. Exact cum apare aici, da? Damage and execute, enemy below 60% HP, 60 HP, în fine, Q, care scalează cu AP. Ar fi mers oricum un clip și cu AP, da, exact, uite, îți arată exact acum pe ecran. Bun, pe lângă chestia asta, Q-ul la fel, ei s-a scăzut puțin din, nu damage, a primit mai mult attack speed, din range, i-a scăzut range-ul și a primit mai mult attack speed, atunci când, Dumnezeu, ok, bun. Atunci adică când îl dai mai repede dacă ai mai mult attack speed decât înainte. Pe românește. Da, corect, ca să zici pe românește, bine zis, dar stai puțin. Vezi că ne cam bat ăștia, stai cum mai stau să dau hit-uri. Așa că l-a restart. Da, bravo, ai dat bine. Mi-a dat 30 damage. Perfect. Așa, la W mi se pare că n-am văzut niciun change. La W? Dacă nu mă șel. Nu, s-a schimbat, l-a făcut din acum numai de magical damage, de physical damage, adică a fost și letality. Bun. E-ul la fel i-a adăugat o nouă pasivă care atunci când îl activezi dau mai mult damage pe prima țintă care folosesc Q-ul și dăm un bonus damage mult mai mare decât înainte. Iar Ru am văzut că și-a luat remove la foarte multe chestii, dar sincer, vezi, mi-a fost de să citesc. O luși? Vezi că înseamnă că tu ai ăla. S-au pus pasivele de pe R pe E. Cred că asta s-a întâmplat. Da. Cred. Ideea e că noi nu știam campionul bine înainte, deci nu prea știm dacă s-a schimbat, dacă s-a modificat vreo abilitate una după cealaltă. Gen aia e ideea. Nu, adică s-a schimbat, da. Vă zicem că s-a schimbat, da. No. Acum trebuie să ne credeți că nici noi nu știm ce. E broken, aia contează. Bă, da, trebuie să fie insane de bun acum. Hai să vedem. Ia, hai să vedem damage-ul. 121. Ia să vedem. Q. Mamă, cum sare damage-ul din Panteon, tu n-ai idee. 8. Trebuie să te uiți pe clip să vezi cum sare damage-ul. Bocanele. Nu, 7. Să vezi cum sare damage-ul, gen sunt vreo 5 bucăți care sar așa, una în stânga, una în dreapta, în continuu când activezi eu. Să vezi cât de catenică e. Întrebarea e, campionul ăsta poate să câștige League of Legends acum sau pierde în continuare? Bă, o să aflăm un meci ăsta, știi ce zic? Adică dacă nici noi nu putem câștiga... Bate-i mă, hai. Îi bate, m-am exos, stai mă, ăsta mă dau jos. Îi dau hit-uri la asta, alerg, am dat pe minion, e ok. N-am mana, vezi. Bă, da. Na, ăla e maxim range-ul, vezi, uite, i-a scăzut super mult. Ai de tot tempo, da. Da. Opa. Ce fac mă ăștia? Nu știu, da. Se bat cu Yumi, bă. Ne-a stricat Morgana aici, tot Feng Shui, ești nebun. Mă așteptam să-i bat, da, e ok. Da, dar are Panteon chestia aia foarte non-fan. Știi de care zic, nu? E ăla lui. Stai așa puțin. Păi, Panteon e bază, vrei să mor eu pentru... Stai. Câte boli am. Da, Morgana. N-ai tankat tu? Mai dai lumină că facem level up. Tankez eu. Ai.
Ai scăpat? Ce mai ești nebun? Am jucăm League of Legends. Crezi că stăm aici la discuții cu ei? Păi joacă ei cu noi LOL, mă. Hai să plecăm de aici. L-am plate. Fugi. Fugi, băcați și până fugi. L-am luat. No! Aoleu. Fii atent. Stai, trage timp, trage timp. N-am dublu. Nu, o să dea pe mine, n-am sigur. Hai. Mare? Na, n-ai cum, nu? Bun. Oare să mergem din nou pe vechiul build? Nu. Să mergem cu vechiul build pe Immortal? Mă, du-te, da, mă nu, du-te Kraken, să fie funny. Kraken, nu? Pe asta. Hai și tu. Mă duc AP sau? Stai puțin să vedem dacă reușim să dăm. A? Mă duc AP sau? Bă, am crezut că urci toată pe mine. Haide, bă, du-te mă, full support, mă. Stai mă, că îmi trebuie, păi. Bine. Hai să-mi dau seama atunci. Așa. Full support, nu știu, ce ar fi bun? Moonstone, nu? Moonstone să fie. Moonstone. Să-i distrugem pe copii, că avem oricum super mult AP în echipă. Și Akali vă conduce binișor. Doar că oricum e ciudat rădător, Zerin sine are o mecanică mult mai ciudată la hituri. Oare să mă duc? Să nu mai duc Titanic, să mă duc Rivenous? Cum să duci Titanic? Tu ești full crit. Nu știu că n-ai... Da, dar oricum ar merge o Hydra. Sau cu runa, bă, funcționează, stai, nu funcționează runa pe Q, nu? Nu știu, stai că zic acum să văd, bă, cred că funcționează pe Q, da, stai să ne uităm aici. A, bă, nu, stai. Nu, înainte mergea. După aia a făcut ceva să nu mai meargă. Ok, bă, și-a dat flash ăsta, bă, dar îi spargem! Gen, nu știu când activez eu, parcă dă... Parcă dă ceva campionul ăsta. Opa, Udyr. Uite-l. Mamă mea, bate așa. Mai mult data nu pot să fac. Mamă, dacă îți bate campionul așa ceva, stai că stau în față. Mamă! W, bă, ce prost. Ai că-l bați, bravo! Normal că-l bați. Nu pot să cred că l-am bătut pe Udyr. Am jucat eu prost, nu, e ok. Aici îi băteam pe amândoi lejer. Da, era mi-a altă. E ok. Păi, bă, Yumi player, gen. Fuck it. Yumi player, adică eram alt tab, mă scuz, mă uitam la un serial cât timp tu câștigai meciul. Yumi dance, wait. Asta-mi vere. Da, era super huge dacă blocai acolo ăla. Da, e ok, e ok. Da, bun, nu, acum ultima ta, vreme, acum ultima ta ne dă burst time. Ok, fast triple shot with the cleanse, ok, 32 din 127. Bă, e ok rația cât de cât. Plus că oricum dă damage-ul ăla și damage-ul, atenție, scalează și cu AD acum în sfârșit damage-ul de pe ultimată gen. Știi că înainte era doar AP. Damage-ul de pe ultă? Da, nu era doar AP? Acum are relație și AD pusă. Nu știu exact. Parcă așa știu că avea doar... În fine, aici trebuie să ne ajutați voi. Gen, în clipa asta trebuie să ne și ajutați puțin. Că m-am jucat serii câteva meciuri, dar nu... prea, nu știu cum să zic, adică... Mâinile merg, eu îi bat, dar nu prea mai să pe mine exact ce rație are campion și ceva mai departe. Dacă nu îi bat, e prost. Punct simplu. Ia. Mamă, da, puteam să ne băgăm aici, că suntem level 5-6. Suntem 6, bagă-te că suntem 6, efectiv, fugi din ei. Așa, exact, așa. Bagă-te în ei, vere, uite, dau ignite pe ăla. Hai că batem pe amândoi, nu numai pe unul. Arată-te auto! Ești ok, ești ok. O mai dau jos. Bine! Si, bă, da, gen... Si! Dă mult! Fără mișto că dă mult! Nu, pe bune fără chiar... Fără mișto că i-am spart! Opa. Gen... Nici nu suntem așa ahead sau bun la joc sau orice. N-avem ce niciun talent, gen. Ce dracu, o să joacă Yumi, eu mai joc Zeri! Adică... gen... What the fuck? Oare? Da, băga mea și... Play-tu. Nu, stai bă, că-l luăm imediat, lasă-mă play tu! Stau și pe el play, tu, dracu. Hai să plecăm. Îmi mai dăm așa un W la ștou. La ștou. La ștou. Bun, am cred că nu full. O să fie fan. O să fie fan rădător cu cred că nu, mamă, dar mai aștept. Mai doi, nu uitați, mamă, sunt prost, scuze. Am uitat să vă zic, băi,
Vedeți, vedeți că a postat și Oloș acolo clip, am ne-am jucat noua mapă de Aram. Băi, sincer, eu nu sunt jucător mapă, de Aram. Noua mapă, nu Aram. Nu, 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 noua mapă, ăla e titlul. Noua mapă, exact. Ideea este următoarea. Nici Oloș nu sunt jucător de Aram, dar chiar e fun, chiar a fost Caterinca harta aia. Și pe lângă asta o să ne jucăm și la Clash sâmbătă. Așa că fiți acolo pentru că o să fie ceva unic. E prima și ultima dată când ne vedeți pe Aram jucând. Și probabil o să mai și luăm tovară și prieteni să... Vreau să gândesc? Opa! Am râd. Tu n-ai. Bine. A, mersi. Da, mă rog. Săracă. Dar de ce i-am dat one shot prin minioni? Nu știu dacă ai observat? I-am dat one shot prin minioni. Nu înțeleg ce se întâmplă exact. Dau dar 200 și ceva cu un W. Aolo, vină după mine? Iha! Ia! Băi, e retardat campionul ăsta. Dar nu știu ce face Eugen, îți dă, dai prin minion sau ce? Da, dau prin minion în continuare. Îi luăm gank? Oh, nu. Dă-i mă pe el, așa. Pe din spate? Pe mine? What? Ok, s-a dat, mai văd. Bă, uite-le puțin la mine! Mă uit, mă uit, vezi care după voi imediat. Let's go! Doamne, cum e campion! Cred că să mă joc serii la Caterinca. Nu, nu mai mă joc serii, am pierdut că nu. E prost campionul. E vine la campion, credeți-mă. Credeți-mă că e vine la campion, dar cum te-a bătut? Nu știu, am murit random, mai nu. Adică, cred că a apucat să-ți dea bucăți de chiu până te-ai urcat pe mine, mă. I guess. Bun, hai să ne luăm direct Phantom Dancer, I guess, și după Infinity, nu? Cred că ăsta ar fi build-ul. Da, ăsta ar fi build-ul. Yes. Da, I mean. Oricum, gen, build-ul principal era cu Immortal, dar cred că nu e for fun pentru noi. Bine, și cred că nu e ok, nu e... Și, a, și pe lângă asta, oricum, damage-ul lui Zeri își genere bonus damage în funcție de ce, cât de multă critică dă. Ori pe ultimată sau pe ei, pe ce era, nu mai știu. Știu că am citit eu undeva. Ce? Nu știu, Q. Opa. Ok. Opa. Stai așa. Fuck. Ah, tare, sare campionul peste perete. Ah, what? Ăsta chiar a rămas aici. Vezi că trebuie să dai pe ea. Da, mă scuz. Cred că asta e cea mai grea mecanică. Cade. A murit aici, am cacat și pula. What? Bă, ai jucat-o bine. Dar, mamă, e cringer de la cu dir letality, bă. Da. Mamă, vezi, era mai bun în Immortal aici, sincer. Chiar așa este. Nu, pe bune chiar era mai bun în Immortal aici. Când se joace asta, Udir cu full letality. Ai, Udir care îți dă one shot bun, tare. Ok, înseamnă că trebuie să-i facem Space Glide în ultimul hal. Ia, nimerind în prima, hai, nimerind în prima. Prea... Da, letal tempo îți mărește range-ul la Q, nu? Da. E ok. Un picăturie, te avem portale, l-am avut și pe Aram, l-am avut și aici. Avem portale? Păi da, că avem... Mamă, nu mai e Chemtech Soul, wow! Ce absolut, surpriză! Absolut fiecare soul posibil sezonul ăsta. Hai că te aștept. Bun. Eu mi-și luat nerf pe ăsta. A, da? La ce? Mm-hmm. Pe pasivă, eu băga cooldown mai mare și pe râdă cu 0.5 mai puțin CC. Săracă. Doamne, ferește. Wait, e bună, Zeri? Alo? Băi, gen, noi nu facem la Caterinca pentru video. Nu știu, adică băi, nu știu dacă faci asta. Rău, adică are 40% win rate înainte avea. Dar gen, chiar e ok. Puteai să și câștigi lane, nu puteau să fie aia inapți, tot pierdeai match-ul, n-aveai cum să câștigi cu campionul ăsta. Mă rog, stați așa, că încă n-am câștigat, dar... Da, stați puțin, că mai avem pe Udir ăla, mă. Bine, acolo ar fi puțin de carry life, gen, dacă te gândești că, na, aia mi-a one shot. Aia mi-a one shot. Ce, cineva spatele? Bă. Îl luă pe Udir, hai, îl luși. Sau eu facem așa? Stai că îi dăm kite cu râu, nu, că îi dăm kite cu râu, ia. Dă-i. Am exhaust.
Săracu. Mă! Du-te, du-te, dă-i după ei, nu, nu te lăsa, sar. Stai. Hai, iha, hai, nu ăsta, ăsta, peretele ăsta. Hai, 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 go. Iha! Băi, bă, chiar e bună! Doamne, cât de fericit sunt! Băi, e bun campionul, wow! Merge, merge să joci campionul! Doamne, cât de fericit sunt, pentru că e gen... E cel mai... era cel mai fun campion ever de smurfing. Am trecut acolo, stai așa. Era efectiv cel mai, cel mai fan campion pe care puteai să îl iei când făceai, smurf. Și acum e bun. Nu știu, mie îmi place cum arată campionul, gen, îmi place vibe-ul. Da, și design-ul și da, știu, da, nu știu că într-o vreme aveam pe desktop poză cu Zeri și eu, gen, jucam ca Salina, adică nu avea nicio treabă. Dar îmi plăcea mie, nu știu. Aolo. Ia, da, sar peste pereți, vii pe aici, te duci în portale, ajungi pe la mama dracu pe aici. E ăsta. Da, alți campioni nu se pot duce prin portale. Nu, mă refer că sar, e ăla. Opa. Logică, iau și ăsta după aia. E săracă. Logică, până merg. Ah, what the fuck. La asta deja a renunțat la joc. A zis, gata, n-am ce să mai fac aici. Noapte bună, a zis. Arden tu se pune numai o dată pe Q. No, cringe. What? Pă bune? Păi ceva ai se pune de 10 ori? Da, era tare. Pe hit? Da. Ia să arână la voce face. Am trebuit să dau dublu. N-am văzut cât HP avea gen. Asta a fost chestia. Ia mă, Udir, ăla cu Udir. Și ăla cu SS Udir să sară în tine, mie nu vine să cred. Mo! Dau 360 pe un... Ia! Cam puțin. Hello! Ce bine. Hello! 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 Ia-l și pe ăsta. Ah! Fuck! A dat flash-ul prea departe. Vai de capul meu. Stai, stai, că nu scapă la doi. Opa? Nu, e real. Ah, fuck. Am la chestie. Nu, stai că nu voiam în tower, bă. FF. Nu mai avem minion. Ok. Cringe. Are ward oricum aici. Ne vine Udir la gank sau ce? Mamă, dar vezi că are, vezi că și-o luat QSS ăla, mă, eu nu... Bă, e nebun, mă, cred că e și poate smurf. S-ar putea să fie. Haide, mă. Uite el, are ward acolo. Stai. Are exhaust, by the way. Vino cu a futu-s rasa, mă, mă! Mă, mă! E bună, Zeri. Holy fuck. Am înțeles. Doamne. Doamne, hai bază că am trecat gol. Ignore-i pe ăștia, mă. Bă, mi-a apărut iar musca, s-a spawnat iar musca problematică. Musca. Doamne, în fiecare, da. Oare non-quiver o fi mai bun? Navori? Ce non-quiver, mă? Non-quiver, da, nu știu ce am zis. Vreau să zic quick blade. Navori, oare e mai bun? Nu, mă, infinity. Ce ai? Sau? Nu, nu cred. Lasă așa, hai pe damage, lasă așa, hai. Da, hai. Hai să mergem repede să luăm redu. Băi, legit T-bot. Băi, tot vina noastră e, băi, că răm și tot vina noastră e, bă. Că n-am vrut să fac ei dragonul ăla. Fii aici ce facem ăsta, mergem pe aici. Mergem pe aici. Aere. Aerea rog, nu? Deci efectiv, dar ăsta zic că e challenge, only bot lane. Observi? Report my bot. Bă, tu i-ai auzit pe ăștia? Ce? Rep ăștia? My bot. Mă, papucu, mă. Papucu. Are Hydra pe Akali. Rep my papuc. Zero help, zero dragon. Avem 20 de killer din, mă rog, lasă așa noapte bună. E ok, bă, e bine.
A, lol, tu trebuie să asistu de lea, eu le iei tu pe... Hai să ne mai batem cu ei. Dar stai așa că nu... A, ia-s la baron, ok. Logică. Nu stăm efectiv mai bot. Vă realizați că noi ne facem meciul intențional puțin mai greu. Adică... Gen, efectiv ne facem, what? Tu l-ai văzut pe... Bă... Am ratat World. Orlo și-a ratat World. O să vine și Udir la noi? Nu mai vine nimeni la cineva? Nu știu ce se întâmplă. O să vină... Nu vine Udir, what? Dar nu vine! Hai să mergem, hai să nu știu ce. Ok, hai să mergem bază. Nu, uite cum stau. Mi-am luat și eu mage aici. Hai să mergem să-i batem pe ăștia. Hai să-mi dau seama ce mi-au, că nu știu exact ce să-ți iau ca să nu mori. Repede. Nu-mi dau seama ce să-ți iau să nu mori, gen. Îți dă one shot ăla cu Udir. Mergem după el? M-am dus. Du-te după el, ce faci? Da, așa, așteaptă puțin. Vezi care e Merc. Mercurial. Ce cauți, mă, cu chiurile alea? Că Udi. Mă, vezi că nu-i de glumă cu ăla. Am mis-o. Mamă, ce l-am jucat! Dracu. Mama mea! Iau eu? Nu mai iau. Mamă, cu aia ce l-am făcut? Zic că nu ți-a plăcut, zic că nu ți-a plăcut aia. Ești prea bun la League of Legends, Take My Fury. Deci, sincer, nu, eu n-aș putea. Ha? A, rap my boot. Rap my boot. Rap my boot, ești nebun. Rap my boot. Miau. Ia wave-ul ăștia ca să... A, dar eu degeaba îți dau mai mult attack speed, că nu ți mai trebuie. De fapt ai letal tempo, poate? Am letal tempo, mă, letal tempo. Trebuie să-l dai când am letal tempo, gen. Aș fi vrut să văd. Da. Înapoi, hai să vedem dacă avem... Bunul ăsta pe aici. Rep mai boot. Red, nu? Ok, ăsta nu. Unde e? Mama mea. Aoleu, mi-a plecat. Apăsam R, că am ieșit din ăla. Apăsam R și mi-am avut stun, gen, secunda aia. M-a salvat Morgana, nu se mint. Am gea, am full build. Ah, ok. Am full build. Băi, apăsam R-ul, mă, că ieșisem, l-am bătut pe ăla. Nu mergea, mă, frate. Două secunde. Te-ai să-mi dau seama ce-mi fac? Redemption? Ce trebuie? Micael? Au ăia CC-uri? Da! Păi de ce a murit? Ei, acum așa. Au ăia CC-uri? Minuel, Take My Fury. Bă, am murit că am avut stat! O luă și... Au ăia mare CC-uri? Întrebarea trebătoare. O să deas mai pe ăsta, nu-i așa? Că e ratat. M-am dus. Oh, nu. Hai ca sigur. Am trei două secunde totuși. Mă rog, hai să-mi batem. Am gea. Joci bine, Take My Fury. Uite-o pe asta aici.
Ai ward? Să pui? Eram sigur. Bă, calmează-te, mă. Păi tu joci de League of Legends cu noi, mă? Uite și pe aia. Ah, făcat, eram chiar. Nu e pula. Unlucky. Hai. Deci dacă n-am gea, băi, să-mi iau armură, ce să-mi iau, mă? Acum am luat de gea-ul ăla. Ok, deci dau cam 1000, ca să înțelegi, aparent se dă critica pe Q-uri. Dau vreo 1000 și ceva. Oh my god. Ce-am făcut? Au făcut Draco ăștia, mă? Bă, n-am făcut Draco. Așa. Bun, bine jucat. Bine jucat. Stai așa că la o să dea râd pe tine și... râd pe mine și tu o să rămâi aici și o să mori gen. 170 îmi trebuie. Bun, am 170. Ololoș? Ololoș? Ce este campionul ăsta? What the fuck? Oh nu. Fii vreodă. Hai să luăm asta. Bye bye. Ah, hai să faci 16. Bun, perfect. Am făcut 16. Merge bază și în loc de gea, zi repede, ce se iau în loc de gea? Iau Titanic. Hydra. Iau Titanic. Să nu, fac mă, tinky. Nu Titanic, mă, du-te. Hai. Sau crit, mă, nu știu. Nu, n-am gea, am 80%, dar gen... Hydra e super bună pentru că merge cu Q, știi? Și uite, fii atent. Vezi? Hai să lasă-mă. Ok, aici mergem. Dar, logică, întâi să trage pe dreapta wave-ul ăsta. Nu pot să cred. Bă, nu știu ce se întâmplă, efectiv stau aici, mă joc eu, mi-e atat de gen... Alo? Am exhaust. Mamă, săracul. What? Cum ai murit? Imagine. Mi-a dat un shot. De la ce? De la... 2700 de mici de la... ăla, Udyr. Ți-am zis că Titanic Hydra e cea mai bună. Bloodthirster. Pentru shield. N-am suficient gold acum. Dar nu... No, ai. Căruț. Încă vine imediat. O, da, Akali. Wow. O, da, Akali, o, da. Wow. La spart, frate. Am Gangplank. Da. Hai să luăm și noi baronul și cred că ăsta e endul, băieți, că suntem full build. Da, mă. O notă. Zeri în mare parte, adică după noi acum, niște meciuri jucate în platină, gold, bă. 9 personal, adică mie personal, nu știu, să zici după aia și tu părerea. Mie mi se pare că da, e din nou un campion super bun de carry. Acum să vină mainii da de carry, din ce legeți de cu părerea să joace, știi, să iei să zică. Dar în sine pare iar bună. Hai că m-am dus pe un portal, tu te fac acolo. Hai că vin. Dar stai așa puțin că... Da, l-am, ok, l-am scos din joc, hai să dăm. Gata. Deci nebun prea mult. Mamă, sărac, n-a văzut aia. Ăla. Bate-i mă odată, hai. Dă-i. Ha, mă, lasă-mă. De ce-ți dă damage? Da, ăla cu Udyr e mort. De mai are 30 de secunde, săracul. Gata, hai să dăm în că a fost amuzant. N-avem wave-ul, wave-ul a plecat, cred că, sau? Luăm, mă, dar după top, I guess. N-avem wave și pe mid. Da, hai mă, dă-i end, veri.
aducem și wave-ul ăsta. Mamă, dau 1 damage pe hit-ul tău normal. Hai că mă dai jos. Îl bat, îl bat. Vezi că eu... Da, te bă, pula mea de aici. Vezi că și ăla era full build smurf, nu știu ce. E mad că a pierdut săracul. Mamă, let's go, boys! Dacă v-a plăcut 31 de kill-uri pe Zeri, vă pupăm, vă așteptăm fiecare seară pe ambele live-uri, aveți și canalul lor și în descriere, v-am pupat, pa, pa!